E al cincilea an în care pierd o groază de bani. Noroc că am avut niște teren la Mădut ca să pot să supraviețuiesc, altfel nu e de glumă. Fiindcă prețurile sunt foarte, foarte mici față de cheltuielile care sunt mari, fiindcă toate inputurile care vin spre pomicultură sunt în import și foarte scumpe. La cât produceți un kilogram de mere în momentul de față în această zonă a Argeșului? La un leu, kilul de mere, toamna l-a pus în depozit. Deci atâta mă costă pe mine un leu, kilogramul de mere, că eu am pământ în arendă, trebuie să plătesc și arenda. Acum am ieșit rușine de proprietari, nu mai pot să le plătesc și i-am rugat să-și vândă pământul, că proprietarii sunt de la București, cu niște oameni deosebiți. Eu am făcut pe pământul lor plantație din nou, cu irigare, cu picurare, cu soiuri noi. Am pus soiuri într-o gândire să fie rezistente la boli, să nu fie prea otrăvite. Să fie un soi galben, unul roșu și unul bicolor, care nu-l mai am acum. Dar dacă am pierdut al cincilea an, când pierd la mere, nu mai pot. Cât să vând merele? La ora actuală, rar care dă un leu jumate. Restul, un leu 20, un leu, să te țigănești cu ei. Nu consumă românul mere? Care este explicația de prețurile sunt așa mici? S-a făcut o mutație în piață. Toată lumea, și eu, de ce să vorbesc, dar alții mă duc la supermarket. Și ea și trei mere le pune acolo, iar supermarketurile sunt arme economice îndreptate, implantate în toată România. Și la țară, și la mere, aici la noi, la Micești, sunt mere din import, la magazine. Deci peste tot, asta e. Și noi nu putem face față, fiindcă ar trebui să ai stații de sortare, de ambalare, de... Și greu de făcut. Asta costă milioane de euro și am făcut și o cooperativă și nu funcționează.